Vorbim despre povestea a patru îngerași care au un destin extrem de trist. Au fost părăsiți de tatăl lor acum 4 ani, iar cea care le-a dat viață i-a urmat calea. De 2 ani și jumătate, cei 4 frați nu mai știu ce e mamă, ce e tată. Plâng de dorul lor, însă dragostea bunicilor care se zbat să-i crească le alină suferința. Dar cei 2 bătrâni au mare spaimă. Dacă ei se prăpădesc, nepoții lor ce vor face singuri pe lume? Toți vom scrie rânduri, rânduri, cu speranțe, vise, gânduri, clipe triste, clipe bune, amăgiri. Sunt frumoși, sunt puri, sunt parcă mici eroi din povești. Sunt îngerii care suspină, rătăcitorii prin copilărie. În cartea poveștilor, Andrei ar putea fi cu ore singur pe lume, iar ea e Gianina, fetița cu chibrituri. Pâinea noastră ce de toate zilele, dă-ne nouă astre și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Tristețea sfântă din ochii lor iartă și ce e mai neiertător. Ochii lor rostesc în tăcere povestea unei copilării rătăcite, un basm în care abandonul mamei și al tatălui revoltă fiecare geană, iar iubirea sfântă, compasiunea și emoția pentru dăruirea bunicilor care îi cresc, le face mai ușoare pleoapele. Alex îi dedică o baladă maicuței care locrotește. Bună mea bunică, bună cu tine, e așa de bine că nimeni nu știe să spună o poveste ca și tine. Ești un munte de răbdare și mă iesc când eu greșesc cu nearte suportare, dar tu știi cât te iubesc. Îi arată mereu iubirea mamaiei Maria. Ea este și lui Alex și celorlalți 3 frați mama, iar tata e bunicu Nicu. Cu toții scriu basmul unei copilării adevărate, dar improvizate. De 4 ani sunt practic orfani și au pierdut mai întâi tatăl, apoi mama, deși cei care le-au dat viață trăiesc. Nici n-am simțit când au plecat. Nimica. Ce să fac? Mai știi cum arată mami? Bine. Uite, să fii bună cu ochii. Da, îți este dor de mami? Nu. De ce? Fiindcă ne-a lăsat. Tati, ai vrea să vină acasă? Da. I-a zis și că să nu mai pleci. Ce înseamnă copilași pentru dumneavoastră, nepoții, de fapt? Viață. O viață, nu o viață asta. Chiar dacă au parte de iubirea și grija bunicilor, pe cei 4 frați îi doare nepăsarea, neglijența, ignoranța celor care le-au dat viață, dar care i-au părăsit. Chiar și cele mai pure și fragile inimi simt că pentru mama și tata nu există înlocuitori. Dar mă zic că ai luat poză și te uitai așa lung la ea. Încă vrea să-i pe fața. Chiar dacă în sufletelele lor simt durerea trădării, a abandonului fără milă, și remușcare, cei mici încearcă să-și aline tristețea cu iubirea bunicilor care și-ar da și viața pentru ei. Și ei suferă cot la cot cu cei 4 frați. Nu înțeleg de ce fiica lor și-a lăsat pruncii și a plecat fără să-i pese parcă. Și eu am crescut și așa. În caltre eu am fost cioban pe la păduri. M-au dus lipsă. Nu s-a mai uitat în urmă la copii. Nu a spus nimic. Și-a făcut bagajul și a plecat? Da. Nu chiar tot. Cum era mami cu tine? Bună. Îți este dor de mami? Nu. Și nici nu ai vrea să vină acasă? Ba da. Lângă mamaia Maria, tataia Nicu e și el un monument de amară și neputință în fața golului care îi macină pe micuți. Bunicii știu oful lor, știu dorul lor, simt asta. Îi doare tristețea copiilor, nu pot să facă însă nimic, decât să-și ascundă lacrimile revoltei pe soartă, pe fiica nepăsătoare care acum 2 ani a dat uitării 6 suflete, cei 4 copii, dar și proprii ei părinți. Copiii nu-s chinuinu-s. Dar e rău când n-are părinți. Sunt 2 bătrâni firavi care își duc zilele greu,
Bătrânețea le-a plesnit mai tare inimile atunci când au primit lovitura grea din partea fetei lor. Au fost biciuiți când fiica Elena a plecat în lume și a lăsat de izbeliște cei 4 copii. De atunci, n-au mai primit niciun semn vreme de 2 ani. Până acum o lună, când fata le-a trimis o scrisoare, sadică. Ce ați simțit în momentul în care ați văzut fotografiile cu ea și copilul? Ce să sunt? Eu îmi dor să ia cu o greșe, dacă nu... Asta-i treaba. Iar ca mesajul să le ardă inimile mai tare, fiica le-a argumentat vestea șoc și prin dovezi că este bine. 2 fotografii în care fericită râde și își ține cu mândrie noul prunc în brațe ca pe un trofeu. În timp ce ceilalți micuți se cuibăresc la pieptul bunicilor, singurii care le dau iubire necondiționată. V-ați fi gândit vreodată că fiica dumneavoastră își va părăsi copilași? Niciodată în viață. Niciodată. Pe cei 2 bătrânei simpli, dar onești, cinstiți și cu frică de Dumnezeu, nu povara grijii nepoțeilor îi apasă, ci tristețea din sufletele lor pure. O tristețe infinită pe care o văd în fiecare clipă când îi privesc în ochi. Stau întriit așa și mă buc și aștept plânsul. Că am scris, de ce nu doar pe inima, să și el în copilaș. Și să fac. El, Andrei, nu e un simplu copil. La 3 ani e un înger trist. Ți se zbârlește pielea, carnea și ți se strânge inima când îi privești ochii. Chiar dacă încearcă să zâmbească, ochii lui nu mint. Ei nu doar că spun ce simt, strigă, urlă. În albastrul infinit se ascunde un ocean de întrebări, de iluzii. Unde-i, mami? Mi-a dat cu degetul? Ea e? Ce ai vrea să vină la tine? Andrei e singurul dintre frați care nu are nici măcar idee ce înseamnă dragostea mamei și a tatălui. Când mama Elena îl purta încă în pântece, tatăl a plecat în țări străine și nu s-a mai întors. Iar mama a fugit și ea, pe când cel mic avea doar un an. A venit, l-a lăsat pe Andrei și ce v-a spus? A zis că se duce până în oraș și vine înapoi. Și tot venit, n-a mai venit acasă. Gianina, la 8 ani, și-o amintește pe mama Elena. O privește în fotografii și o poartă în minte, în suflet. O poartă cu ea, o așteaptă și se întreabă mereu. De ce n-am mai venit? Și ce te rogi tu la Doamne, Doamne? Să vină mamica. Mami acasă. Fata plânge în casă. Și vecina asta, mătușa asta noastră, de lângă noi, o auzit-o, iar o ieșit pe afară. Dar și Gianina, de ce plângi? Mămica m-a lăsat și nu-i acasă. Și plângea copila în casă. Plângea, era umflată de plâns. Sora Florentina are un singur gând pentru cea care i-a dat viață și o întrebare. De ce ai plecat? Toți copiii simt mai mult lipsa tatălui. Ți-l mai amintești pe tati? Da. Cum era tati? Avea părul dus. Vrei să-i transmitem ceva? Da. Ce anume? Alex nu vrea nimic de la părinții care l-au abandonat. La 11 ani pare adevăratul cavaler al familiei. E cel mai mare dintre frați și dă dovadă de o înțelepciune și o maturitate fantastică. Sensibil, dar puternic, le promite mereu sprijinul celor care îi cresc și îi ocrotesc. Ai muncit o viață întreagă să ne fie nouă bine, de vei fi cândva bolnavă, noi o să îngrijim de tine. Anii trec, se duc și dacă vei fi slabă și bătrână, vei rămâne întotdeauna bunicuța mea cea bună. Mamaie, ați auzit poezia? Am auzit. Dar pe cine îi îngrijește, cine îi spală, cine îi dă să mănânce? Simțiți așa o bucurie în suflet când vedeți cât de mult vă iubesc copilașii? Dar cum să nu mă iubească? Cât de mult te iubești, mamaie? Foarte mult. Adică mai mult de toată iubirea din lume. Și pe tataie? Mai mult ca pe mamaia.